Au început înscrierile la prima universitate de bloggeri, vloggeri și influencer la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Pe lângă profesorii de la Facultatea de Litere, cursanții vor avea de învățat și de la personaje faimoase din mediul online. Așa cum era de așteptat, majoritatea viitorilor studenți sunt tineri care vor să afle cât mai multe despre această nouă meserie sau cum să se promoveze mai bine pe rețelele de socializare. Pentru a se adapta noilor cereri de pe piața muncii, reprezentanții Universității Dunărea de Jos au anunțat încă de la sfârșitul anului trecut că din septembrie 2022 vor avea loc la universitate cursuri de vloggeri, blogger și influenceri. Au început înscrierile și doritorii nu lipsesc. Cel mai căutat modul este deocamdată cel pentru influencer, unde numărul celor înscriși a trecut de limita minimă de 20. Deja avem primii înscriși. Avem 15 înscriși la cursul de blogger, 16 la cursul de blogger și 21 la cel de influencer astăzi. Grupa minimă, așa cum am socotit-o noi, este de 20. Cu siguranță aceste grupe minime vor fi îndeplinite. Viitorii studenți vor avea profesori de la Facultatea de Litere, dar și influencer deja cunoscuți. Am 18 ani, sunt în ultimul an de școală, clasa 12. La liceu? Da. Și de ce te-ai înscris la acest curs? Pentru că sunt de părere că mă ajută să mă dezvolt și să înțeleg ideea din spatele unui influencer. Am conturi de Instagram, dar mi-aș dori să învăț să fac un vlog și cum se face un vlog, ce este în spatele unui vlogger, să spun așa, pentru că mi-aș dori să fac clipuri și daily vloguri despre viața unui voluntar. Mi-am dorit să vin pentru că vreau să învăț cum să promovez paginile de socializare ale organizației. Unul dintre profesori o să fie vloggerul culinar Gina Bradea. Abia aștept să povestesc cursanților ce frumos este să fii vlogger, să ai o pasiune și să povestești tuturor despre ea. Iar dacă vor crea conținut unic, fără să copieze de la alții, să fie fair play, vor avea și succes așa cum am eu. Cursurile vor avea și parte teoretică și parte practică și vor însuma câte 20 de ore. Taxa este de 300 de lei, iar la finalul concursului se vor primi diplome recunoscute, emise de Universitatea Dunărea de Jos.